Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Wild Hunt. Să continuăm. În episodul anterior am devenit Champion of Champion, cel mai bun parter campion din Skellige din toate timpurile. Am învins și Marle Troll acolo, bombardierul, ți-am dat niște capace în căpățâna aia. Eram liniștit pe viață. Ar trebui să ne întoarcem la Spike Rock Arena ca să luăm și noi procentajul din încasări, dar se pare că nu prea merge. Am și meditat vreo câteva zile, dar probabil trebuie să așteptăm mai mult în joc. Nu știu, trebuie să ne înaintăm în joc. O să vedem oricum mai târziu. Nu știu de ce misiune să ne mai ocupăm noi momentan. O să iasă în ce misiuni secundare mai avem pentru moment. The Tower... Am putea să ne ocupăm de misiunea asta. Sincer. The Family, uite și asta. Avem trei misiuni pe care putem să le facem. Pe care să o facem? Hai să o facem asta de level 15. The Family Blade. Deci să ne uităm după hoții din apropierea tabelei. Obelisk. Nu am mai fost prin zona aia, parcă. Ia. Yeah. Da, Minor Camps. Minor Camps! Hai să-i dăm să zacă, știu că aici sunt două misiuni. Am. Și bineînțeles, când vine iarna, apă-i vine, tate. Îmi place la nebunie cum ninge și cum e furtuna asta, așa. Wow, s-a oprit dintr-o dată. Dintr-o dată s-a oprit. Mai nimic. Dar wow, cum se vede. Wow! Cum se văd munții aia, bă, băiatule. No, dai cu jocul ăsta, e imposibil. Da, s-a datat quest-ul, trebuie să omorâm toți hoții, level 15, foarte lejer. Da, să dăm și noi un ard așa ca să fie treaba. Bă, nenorocitule. Pathetic. Wow. Și trebuie să ne uităm după, să ne uităm pe hoț, să vedem dacă găsim o sabie care se numește Cu Liu. Liu. Am găsit jurnalul. Deci avem aici jurnalul, frumos așa iată. Și trebuie să găsim... asta trebuie să o găsim, jurnalul. The Old Fort. Trebuie să mergem înspre vechiul fort. Ok. Let's go. Am venit să strănut. Aici mai avem o misiune, văd că... Pe care o să completeam, bineînțeles. La momentul potrivit. Dacă n-aș mai căsca așa în continuu, ar fi super fain. Wow, știi, să mergem pe munți. Vrăjitorul pornește către către vechiul fort. Oare ce va găsi acolo? Cred că aici găsim sabia aia. Monster Nest. Și bineînțeles alți bandiți. Una și două. Și ăla a fost. A, mai unul. O să-i dau decapitare. Nu, nu i-am dat. Și pe ăștia ar trebui să găsim sabia. Ia să... Nu, bă, un alt jurnal. Un alt jurnal. Am vești rele și proaste. Să începem cu cele rele. Ia. Eu și cu Grime. Went to Logs. Așa. Am cred că asta e făcută din piele. Ceva de genul. Rip the blade from the hands and...
Da, trebuie să mergem mai departe. Se pare că nu e chiar așa de ușor să punem mâna pe acea săbiucă. Hai să distrugem și acest whip. Să-l distrugem. Ati. Mamă, ce faci, domnule Roci? Come on. Hai să mă duc direct până acolo. Mâncați-a și gura ta. E așa, la Regil. Și poate, poate că aici o găsim. Așa ar trebui normal și normal. Wow, ăsta chiar că e mișto traseu așa. Se vede și apa, brodere, nu dai cu jocul ăsta. Pe grafică. Și peisajele, super mișto. Oh, ciclop. Ăsta nu-l lăsăm veci. Mamă, ce bucată mi-a dat. O, ăla a fost tate. Luat ochii. Mi-am luat ochiul, de fapt, că are un singur ochi. Păi și am și unde e ăsta, ia stai așa un pic, că nu e așa. Dacă tot sunt aici, de ce să nu... Uităm puțin și prin părțile astea. Avem și un place of power. Super. Place of power, dar nu-l văd. Păi ești nebun, n-are nimic în peșteroiul ăsta. The fuck? Și unde e place of power deasupra? Nu pot să înțeleg. Sau e dedesubt? Ești nebun. Ia să mai arunc o privire. Oră să eu prea chiar și n-am... Am arătat eu ceva? Aici nimic. Nici aici. Poți să mă urc oare prin zona asta? Cred că da. Da. Și aici avem comoara, bă, băiatule. Master Craft Griffin Armor. Gauntlet, Trouser și Boots. Le-am găsit pe toate aici. Wow! Vedeți, din greșeală le-am găsit. Că am luat punctul de interes. Dacă luați toate punctele de interes, am zis, jocul e easy. Să murim acum. Doamne știu. Vedem și ne câte un save din când în când. Cum se văd peisajele astea în dea lung, adică ce joc vezi atât de departe, vizual? No, dai bro. Dă-te bă, pișatul de harpe. Te pui cu mine. Crezi că e o balena asta prima dată. O, bandiți! Da, voi vă puneți cu mine în cava și cura voastră. Alai. Ce să vedem? Aici ar trebui să găsim. Altă grupare de hoți. Da, o grupare puțin mai mare. Aici se smărlă noi. Ia uite asta, da. Nu i-am dat decapitare, la ăsta îi dau decapitare. Ah, nu i-am dat. Hai să vedem ce găsim pe ăștia. Acum. Pe asta găsim. Da. Culiu. Am găsit și următorul jurnal.
Ok, asta e un fel de story, așa cum au fost celelalte. Și trebuie să ducem înapoi arma în Kertrold la Olaf. Ok. Se pare că sabia asta a aparținut lui, să înțeleg. Scrisurile alea, nu știu, nu prea înțelegi că sunt niște cuvinte, să mă arătam, dacă le-am văzut vreodată chiar. Înțelegi așa, în mare. Ca nasoală. Ca nasoale cuvinte. Nici în română nu le înțeleg dacă le-aș traduce, sincer vă zic. Niște de alea așa, medievale. Dar mare am înțeles cât de cât. Hai să-i dăm aici la Kertrold. Azi unul îl găsim noi pe ăsta, Isus. Ia. Nu e aici aproape. Asta ce păzește poarta. Da, da, guardsman. Oh, nu e ăla de sus care păzește poarta, cred că da. Da, bă. Sau? Cred că e asta de aici, tate. Asta. Sau asta. Ah, nu. Isus înseamnă. Plâng, guys, plâng. Come on, Roach. De la asta am și luat misiunea, dacă nu mă înșel. Eu nu mai știu, că misiunea asta cred că am luat-o noi mai de mult. Da, cine-și mi-aduce aminte? Parcă am vorbit noi cu gardianul ăsta odată în viață. Da, ăsta-i, Olaf. What is it? Ia-ți sabia înapoi, culiu. Asta e proprietatea ta pe care ai pierdut-o. Unde ai găsit-o? Departe. Nope. Don't ask me how it got there. Long story. At any rate, don't need to worry about the thieves. They won't steal ever again. Ei nu o să-ți fără sabia din nou, hoții, pentru că m-am ocupat de ei. If Kulyud not been found, I'd have had to wash the shame away with my own blood. Super. Și am mai completat o misiune. The Family Blade. Nice. Bă, aș vrea să mă duc acum spre final, să vedem dacă putem completa și noi misiunea asta. Poate merge. Zic și eu acum. Am mai trecut ceva timp, nu? Deci numai să aruncăm așa o privire. Cred că merge, da, acum când ne apare markerul. Nu ne apare data trecută. Completăm și misiunea asta să fie completată. Cu asta se sfârșește. Business is booming for as I can see. Better believe it. Every man and his hound wants to fight in the cursed arena. My cut of the proceeds must have grown sizable. And how? Here. Always a pleasure doing business in Skellige. Exact. Face plăcere să facă afaceri în Skellige. Things are bound to happen here. Mark my words. I hope they do. Good luck. Oameni de cuvânt. Nice. Bă, na, ce pișată de bucății. Mi-ai dat 20 de monezi de alea. Mâncați, aș goricit cu data. Bă, băiete. Și am completat și misiunea asta, Master of the Arena. O să pun în descriere la episodul anterior, pentru că, na, ca să fie treaba. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați dați acolo un mare like, un subscribe și un share. Eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa.